Nimic nu este ușor, nimic nu este greu și totul este posibil, spune Toma Coconea, maratonistul și parapantistul hunedorean care a demonstrat că poți reuși orice în viață dacă îți dorești suficient de mult și lupți pentru un vis. De peste 10 ani participă la cea mai dificilă competiție de aventură din lume, și anume Red Bull X-Alps, care presupune parcurgerea unei distanțe de aproximativ 1000 de kilometri între Salzburg și Monaco, în cel mai scurt timp posibil, în alergare sau cu parapanta. Această distanță se parcurge în linie dreaptă și presupune și traversarea munților Alpi, care stau între cele două orașe. Toma Coconea a reușit până în prezent să se claseze de două ori pe locul secund. De asemenea, Coconea este unul dintre participanții la competiția No Finish Line de la Monaco, un eveniment sportiv de amploare, care are și un scop caritabil, având în vedere că fiecare kilometru parcurs aduce o donație de 1 euro și 15 eurocenți pentru susținerea copiilor aflați în suferință și din zonele foarte sărace. În fiecare an, mii de participanți iau startul la această competiție, astfel că lupta pentru un loc pe podium este crâncenă. În acest an, hunedoreanul s-a clasat pe locul 5 în clasamentul general din 11.256 de participanți, fiind pe primul loc la categoria sa de vârstă, unde a devansat 1.586 de sportivi. Aceasta nu a fost însă singura realizare a sportivului hunedorean în acest an, iar pentru 2015 planurile sale sunt la fel de îndrăznețe. Pe plan sportiv am avut un sezon foarte bun, unde am fost pe podium și în vară la traversarea Pirineilor și acum mai recent în noiembrie la ultramaratonul de la Monte Carlo. La anul sunt foarte motivat să câștig competiția din Alpi, unde particip de mai mult de 10 ani la această competiție și îmi doresc foarte mult să o câștig, mai ales că de două ori am fost pe locul 2 și sper să fac această bucurie pentru hunedoreni. În plus, în planurile sportivului se află și finalizarea școlii de zbor, proiect început în urmă cu 3 ani. Am început acest proiect din 2011, construcția în Parâng. M-am apropiat de acoperiș și la anul preconizez să o dau către final și poate, de ce nu, în toamnă să vă invit la inaugurare și să invit cât mai mulți adesi pentru acest sport. Toma Coconea are un mesaj și pentru telespectatorii Hunedoara TV. Sărbători cât mai fericite, un an cât mai călduros și la mulți ani și vă așteptăm cu mare drag pe munte și la zbor, de ce nu, că pentru zborul în tandem cu instructori calificați este foarte sigur și vă aștept cu plăcere să vedeți lumea de sus. Sportivul Toma Coconea este un om cu care județul Hunedoara se poate mândri.